Lucrările de o incontestabilă valoare pot fi admirate până la 1 iunie la galeriile municipale de artă din Târgu Jiu. La vernisaj au fost prezenți numeroși oameni de cultură, apropiați ai artistei, dar și oficialități locale și județene. Vedeți, sunt sigur că ea lucrează în continuare. V-aș ruga să vă uitați la desene, să vedeți că era un om de cursă lungă, un om care nu s-a grăbit. Poate aici am influențat-o și eu, că și eu am făcut o singură expoziție în anul 1973 și după aia am făcut o expoziție după 35 de ani. Alina Roșca, una dintre cele mai apreciate graficiene din România pre- și post-decembristă, a murit pe 13 iunie 1991 în urma unei explozii produse în atelierul său din Craiova. Opera acesteia a fost în continuare apreciată de specialiști, iar artista a obținut numeroase premii post-mortem. Pe perioada carierei sale a colaborat cu Marin Sorescu, Ide Sârbu și Nichita Stănescu. Alina Roșca a trecut, este rana noastră de lumină, și lumina ei, așa precum lumina stelei de care vorbește Eminescu, ne luminează și ne va lumina. Alina trăiește prin intensitatea pe care a pus-o în aceste lucrări de grafică. Sunt lucrări de o acuratețe și de o precizie tehnică fantastică. La vernisaj a fost prezentă și mama artistei, care a vorbit despre dăruirea cu care Alina și-a desăvârșit opera. În fiecare lucrare a ei există ceva din forța ei, din sufletul ei. Lucra cu atâta patimă și dragoste. Cine o să răsfoiască jurnalul ei, o să vedeți că spune acolo că se simțea bine numai când lucra bine. Odată cu vernisajul expoziției, autoritățile din Târgu Jiu au hotărât ca sala de grafică a Liceului de Artă să poartă numele artistei.